Care este perspectiva ta asupra adevărului filozofic, teoretic, pe care toți încercăm să-l accesăm, dar cum îl raportăm și îl trăim în viața de zi cu zi? Adică cum îl experimentezi tu? Teoretic, filozofic, cum te raportezi tu la acest adevăr? Drept să vă spun, habar n-am despre ce vorbim aici. Asta e cea mai tare chestie. Atâtea mingi ridicate la fileu că nu mai știi de unde să începi și unde să termini. Ce spunea Cora despre înțelegerea bărbatului și a femeii. Știți că s-a scris o carte despre femei și are vreun milion de pagini? Ați citit-o? Da? Toate goale. E un efort inutil, pentru că femeia reprezintă femininul, iar femininul este haos. Și este imposibil de înțeles. Deci dacă vrei să stai liniștit cu o femeie în casă, stai și atât. Nu-ți bate capul încercând să înțelegi ceva din ceea ce se întâmplă acolo, pentru că o să ieșuiezi lamentabil. Cât despre bărbat, nu gândește, așa că nu vă bateți capul nici în privința asta. Dacă gândește, este un efort și de cele mai multe ori împins de femeie să gândească, așa că iar e o muncă inutilă să ne străduim să muncim în direcția asta. Despre ceea ce numim adevăr. Am mai spus-o și o mai spun, pentru că nu pot să spun decât ceea ce este. Dacă ai ieșit din momentul ăsta deja și vorbești despre momentul ăsta, deja spui minciună. Dacă acum deschid gura să vorbesc despre un adevăr care s-a petrecut, nu știu, două secunde în urmă, deja spun o minciună. Pentru că n-am cum să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în acest moment. Acest moment este indescriptibil. Este o chestiune care ne depășește. Toate religiile, toate cultele, formale, non-formale, în toate direcțiile, în toate țările, spun același lucru. În momentul acesta n-ai ce comenta. Când ai comentat, nu mai ești aici. Deja a trecut. Deja s-a dus. Nici bine n-ai început cuvântul că deja ai pierdut momentul. Atunci ce mai ai de spus? Și tot ce putem spune despre adevăr este filozofie. Adevărul nu este filozofie. Putem să dezbatem despre adevăr, dar nu este adevărul. Putem să vorbim, să scriem cărți, să teoretizăm, să comentăm, să stăm la un șpriț și să dezbatem adevărul și nu este adevărul. Și asta este cel mai frumos paradox care se poate întâmpla în universul ăsta. Să știi că cauți ceva care nu poate fi găsit. Pentru că atunci când îl găsești și spui l-am găsit, l-ai pierdut. Asta e cel mai frumos lucru. Și de aceea se spune în sufism, de exemplu, că cel care știe nu vorbește, iar cel care se apucă de comentat nu știe ce vorbește. Pentru că a ști și a crede sunt două chestii total diferite. A ști implică, să spunem, implică profunzime. Și când spunem profunzime, și asta este fals. Pentru mintea rațională există trepte, există nivel, există etapă, există timp, secundă și așa mai departe. În esență, lucrurile astea, din nou, sunt etichete pe care noi le punem pentru a liniști cutiuța asta, care are nevoie de confirmări constante, care are nevoie de puncte de reper, de ancore. Din momentul în care am apărut pe fața Pământului, singurul lucru pe care l-am experimentat a fost mediul. Mediul a fost cel care ne-a făcut cunoștință cu noi. De acolo a început propria noastră cunoaștere. Mediul fiind pământ, aer, oameni, absolut tot ceea ce ne înconjoară. Tu, pe tine, nu ai cum să te cunoști în mod direct, în primă fază. Dacă este să vorbim despre cine ești tu cu adevărat, în primă fază trebuie să ajungi
să te cunoști prin intermediul celorlalți, care sunt tu. Dar tu nu ai capacitatea să întorci ochiul ăla, apropo, trebuie să scoți un ochi și să te uiți deasupra, așa, să te vezi, da? Și nu avem dispozitivul ăsta la îndemână, cum spunea Oreste, avem alt tip de vedere, dar ca să ajungi să înțelegi vederea aia, tu întâi trebuie să te uiți de jur împrejur. Adică cei din jurul tău sunt cele mai bune instrumente ca să te oglindească, să-ți arate ce ești și cine ești. Dar asta numai la nivel psihoemoțional și fizic. Pentru că ăsta e mediul cu care lucrezi. Asta e ce îți reflectă mediul. Psihoemoțional, rațional și fizic. În niciun caz nu te reflectă pe tine. Noi când spunem ființă din nou, ne raportăm la o etichetă. Cum arată ființa aia? Are două mâini, trei picioare, șapte urechi? Nimeni nu știe. Ființa aia din nou este o etichetă pe care noi o punem a ceea ce nu poate fi numită. Chiar în, nu știu exact cum îi spune, e șarpele care își mănâncă coada, da? Și asta e o reprezentare bidimensională. La scară reală, imaginați-vă un punct care nu este punct și care se transformă în punct și în nepunct în același timp. Dacă are sens ce spun. Și asta se petrece cu o viteză uluitoare și nu ai timp să vezi absolut nimic din ceea ce se întâmplă. Și cu toate astea se întâmplă. Tu ești și nu ești în același moment. La nivel fizic, inspiri și expiri. Pe durata expirației, ești mort. Cât inspiri, ești viu. În fiecare secundă, în tine, mor milioane de celule și se nasc milioane de celule. E un paradox. E o chestie cât se poate de natural. La nivel biologic. La nivel emoțional, te transformi în fiecare secundă. Nici nu realizezi câte gânduri îți trec prin cap pe secundă, deja o secundă e mult, și câte emoții experimentezi. Trebuie foarte mult atenție ca să le vezi. Și din nou ne raportăm strict la asta. Dincolo de asta, sau punctul de plecare pentru asta, este tu. Dar tu, din care se nasc toate cele pe care le vezi. Absolut tot ceea ce vezi este Dumnezeu. Satana este doar bodyguardul lui Dumnezeu. Satana este omul trimis la înaintare, este înspăimânte ca să nu cauți. Știu că e o întreagă teorie despre Satana, ce rol are, ce face, ce drege. Din punctul meu de vedere, este omul de bază al lui Dumnezeu. Este trimis acolo special, prostește-i, păcălește-i, amețește-i, ca să mă lase în pace. Cine vrea cu adevărat să ajungă la mine, ajunge. Și într-adevăr, cei care depun efortul necesar și se împacă cu Satana și stau cu el la o cafea, îl văd pe Dumnezeu și experimentează Dumnezeu. Și avem și în creștinism, avem și în sufism, avem și în islam, avem peste tot. O grămadă de sfinți care au experimentat divinitatea, divinul din ei, și constată că nu-i nimic ciudat. Este absolut normal. Noi am transformat chestiunea asta în ceva romantic, în ceva nemaipomenit, ceva extraordinar și imposibil de atins. Pentru mine, realitatea este mult mai simplu. Dacă unul a putut să o atingă, înseamnă că suntem cu toții capabili să atingem treaba asta. Dacă eu pot să ating peretele ăsta, pe voi ce vă oprește? Ce e așa de greu să te ridici de pe scaun și să spui? Asta e. E adevărat. Este foarte greu să depășești animalul. Deci nu câinile de acasă sau pisica, da? Animalul. Reptilianul. Care nu e pe altă planetă, e aici undeva, în noi. Este foarte greu să-l depășești, pentru că aceste condiționări biologice sunt foarte profunde. Și identificarea cu acest mecanism care se numește body-mind este din nou foarte, foarte profundă. Iar frica de a nu pierde mașinăria asta este groaznic de profundă. Deci tot efortul pe care noi l-avem de făcut pentru a ne întoarce în grădină este să depășim mașinăria asta. Și de aceea se face asceză, de aceea se face post, de aceea se fac practici, de aceea se fac
Există un milion de metode în toate religiile și în toate tradițiile. Și toate au un singur rol, să depășești animalul cu condiționările psihoemoțional și raționale, astfel încât să ajungi la gol. Și când spun gol, nu mă refer la puța goală, da? Mă refer la, și aia este, inclusiv emptiness, apropo, este o etichetă de care ne agățăm. Eu acum trebuie să găsesc o goliciune. Dar stai un pic, că goliciunea aia de fapt e plină. Păi hai să ne lămurim. E sau nu e? E plină sau e goală? E la fel, sunt amândouă în același timp. E gol și e plină în același timp. Și dacă asta e prea, aici e prea mult de muncă, vă întreb legat de adevăr și de viața de zi cu zi. Câți dintre voi sunteți onești, cu voi înșivă? Știți ce înseamnă, ce înseamnă onest? Ce înseamnă să fii onest cu tine? Nu să spui. Că deja minți când spui. Asta e un început. Onest înseamnă să recunoști că ești, în primul rând, condiționat. În primul și în primul rând, suntem condiționați social, programați, din familie, din naștere, din uter. Avem și încărcătură, cum spunea Cora mai devreme, energetică, da? Karmă și așa mai departe, pe care o cărăm după noi. Păcatele strămoșilor noștri ajung la noi. Câți bune sau rele, nu contează. Deci, când tu spui că ești onest sau cer celorlalți onestitate, o spui doar pentru a te simți în siguranță. Onestitate înseamnă a te vedea exact cum ești în acest moment, nu cum ai vrea să fii. Pentru că asta e o mare gogomanie, să fii cea mai bună variantă ta. Care variantă? Că tu ai un miliard de variante. În universul ăsta există atâta potențial încât este inimaginabil. Tu în momentul ăsta trăiești în 70.000 de universuri paralele, în clipa asta. Atât de multe informații există în secunda asta, atât de mult potențial există în clipa asta. Care variantă? Că ajungi la spitalul de nebuni cu atâtea variante. Unica variantă reală, da? Pentru că dacă e unică, e și reală, este acest moment. Ce ești? Cine ești? Cum ești în acest moment? Păi în acest moment mă aburesc pe mine însumi de nu mai pot. De aici începem. Deci când începi să recunoști că tu te minți și nu o faci voluntar, ci o faci pentru că ai fost condiționat, pentru că ai fost învățat să te minți, că așa funcționează universul ăsta în care trăim noi, ghiși ce? De acolo începe adevărul. Că de-aia se spune că adevărul te eliberează. De câte ori vi s-a întâmplat să-ți spuneți o chestie care vă împovăra de multă vreme, să o spuneți și să aveți senzația că a scăpat de un bolovan? N-ați făcut niciodată treaba asta? E singurul om care ridică mâna aici? Restul mințiți cu tot în mod consecvent, nu? Deci, imaginați-vă cât de eliberator este să recunoști față de tine că nu ești așa cum te crezi. Sau cum te cred alții. Imaginează-ți cât e de simplu să spui: păi, dar eu azi sunt prost, mă. Azi chiar sunt prost. Nu sunt în stare de nimic. Și fac niște tâmpenii mai mari ca mine. Deși încerc să mă dau rotund toată ziua, eu fac niște tâmpenii colosale. Dar de ce le faci? De aici începe căutarea reală. Și mergând pe scară, o scară imaginară, te duci în istoria ta și o să vezi câte condiționări există. Câte filme, câte programe, câte informații ai băgate în sistem de care tu habar nu ai. Și funcționezi automat pe baza lor. Și ce faci este după aia, pentru că din nou, noi avem un adevăr social și o minciună socială, da? Care sunt coordonate după care ne ghidăm în fiecare moment. Adevărul din punct de vedere social înseamnă asta, minciuna din punct de vedere social înseamnă asta. Și noi ne raportăm la asta. Câți dintre voi
ați constatat că în momentul în care se spune un adevăr social, gen trebuie să fii om de treabă, vi s-a întors stomacul pe dos. Pentru că tu, intern, știi foarte clar că ai o minciună în momentul ăla. Câți dintre voi aveți copii și a trebuit să-i mințiți? A fost bună minciuna aia ca să-l salvezi? Și atunci e clar că adevărul și minciuna sunt unul și același lucru? Așa cum o monedă are două fețe? Sunt în tradiții la fel, o grămadă de maestri care își mint discipolii de nu mai pot. De ce? Pentru că știu că discipolul e Ptolemac și dacă nu îl încurajezi un pic, nu iese din mocirul. Trebuie cumva să îl păcălești, să iasă de acolo. Să-i spui că e deștept, că e frumos, că îl duce capul. Sau când se dă prea rotund, să-i spui că e tont. Tocmai pentru a-l condiționa să gândească, să înceapă să-și folosească neuronii, să-i pună la treabă. Să nu meargă ca orbetele. Te urmezi, maestre, te urmezi, vin după tine. Unde te duci, mă? În râpă. Că eu în râpă mă duc, bine cu mine? Adică, uitați-vă în fiecare moment, în fiecare clipă, adevărul și minciuna sunt împreună. Depinde de context și unde este folosită fiecare dintre ele. Deci nu există un adevăr universal. Dacă ar exista un adevăr de ăsta universal, de mii de ani încoace ar fi trebuit să-l știm, că ar fi fost disponibil. L-ar fi descoperit ăia dinaintea noastră, care au fost mult mai deștepți ca noi, civilizații care au dispărut deja. Ăia ar fi trebuit să spună, vă băieți, nu vă mai chinuiți, luați, uite, aici, e scris pe tăblia asta. Deci e simplu. Ne chinuim prea mult să dezbatem despre adevăr în condițiile în care adevărul se află numai în acest moment, numai în clipa asta și este strict personal. Asta e cea mai mare chestie. Este strict personal. Dacă adevărul lui Iisus te împovărează, e o minciună. Adică dacă viața ta devine un calvar urmându-L pe Iisus, s-ar putea să te minți. Dacă ceea ce spune Iisus te eliberează și te face să te simți ușor și să stresalte inima de bucurie, că asta îți vrea Iisus, da? Îți vrea inima, nu îți vrea ficatul, e minunat. Dar dacă te duce la ură, la discriminare, la, eu știu, bigotism și alte bâzdăgăni, ghiți ce? E o minciună, e un fals. Și asta se aplică tuturor învățăturilor. Învățăturile sunt reale atâta timp cât în tine trezesc compasiune, înțelegere, iubire și așa mai departe. Dacă trezesc opusul, ai devenit fanatic și ai luat o razna. Deci, e simplu de urmărit ce este ușor, cum spunea Cora. Dacă viața e grea, înseamnă că te afli în punctul greșit. Înseamnă că ceva faci greșit. Viața nu este grea. Capul tău e greu. Capul tău e bolovan și cântărește mult. Și îl târâi după tine, mergând într-o parte, încercând să-i dai un sens. Nu, viața nu e grea deloc. Dacă golești cutiuța asta, la un moment dat ajungi și spui, poate eu de ce mai trăiesc, nu fac nimic. Frec luleaua pe aici, nu se întâmplă nimic, nici ar trebui să se întâmple la nivel social, efort, chinuri și așa mai departe. Nu, viața este foarte simplă și foarte ușoară, dacă ți-o faci ușoară. Știți cât ne trebuie nouă din potențialul nostru creator ca să trăim? Să producem o cantitate de bani suficientă cât să nu ne mai doară capul? Maximum 10%. Deci dacă tu folosești mai mult de jumate din potențialul tău energetic și creator în a face bani și a construi carieră, ceva nu faci greșit. Nu faci corect. Ceva e greșit. Muncești prea mult. Înseamnă că există în spate niște condiționări care îți spun viața e grea, trebuie să te chinui, trebuie să dai capul de pereți, trebuie să transpiri, trebuie să faci sacrificii, compromisuri, bla 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 bla. Și după aia când ajungi la groapă, te întrebi, dar de ce am făcut toate chestiile astea? Că oricum nu iau nimic cu mine. La groapa ta. Că e unică. Și partea, apropo, partea și mai mișto e când te aduci în groapă și sunt oameni pe acolo și întrebi, hai cu mine, spune, ce treabă ai, mă, du-te, bă.
Numai tu du-te. Nu vine nimeni cu tine. Nu-i niciunul care spune, hai că sar și eu cu tine în groapă. Nu. Nu vine niciunul voluntar să spună, știi, mai ai un loc pe aici? Să... Poate stăm împreună? A-a. Fiecare cu groapa lui. Așa e și cu adevărul. Fiecare cu adevărul lui. Dacă noi ajungem să înțelegem niște lucruri pe bază de frecvență, de rezonanță, de înțelegere, de experiență directă, cum spunea Oreste, experimentezi și automat. La un moment dat înțelegi niște lucruri. Dacă noi în contextul ăsta ne adunăm și începem să comunicăm din punctul ăsta de vedere, ăla este adevărul. Dar, după ce s-a spart gașca asta, adevărul nu mai este. Dacă tu încerci să reiterezi povestea asta, e un fals. Adevărul se află în momentul ăsta, în contextul ăsta, cât durează emisiunea asta. După care gata. Dacă tu te duci acasă și povestești, băi, am fost la emisiune și era unul care mergea prin bălării, mă, și da, era de la așa și tot spunea. Aia e o minciună. Atât. Deci, nu. Și dacă vrei să zicem, ca să nu bați și câmpii la propriu, dacă vrei să reconciliezi, să împaci și capra și varza, și binele și rău, și frumosul și urâtul în viața de zi cu zi, întoarce-te la tine. Și caută ceea ce numești disconfort, neplăcere, nemulțumire, comparație, critică. Toate tensiunile, cum le spun eu, consumatori, da? Caută consumatorii aia și închide-i. Prin psihoterapie, prin coaching, prin diverse metode. Închide-i voluntar. Și atunci vei vedea ce înseamnă să scapi de povară, de bolovani și cam ce înseamnă adevărul în viața de zi cu zi. Cât de simplu este. Cam asta. Mulțumesc!